Asculți nuanțele comunicării la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua, sunt Doris Epan, gazda emisiunii Nuanțele Comunicării. În această emisiune descoperim modalități de a comunica eficient și de a înțelege mesajul din spatele cuvintelor interlocutorului. Astăzi vom vorbi despre rolul comunicării în realizarea actului de justiție cu domnul avocat Cătălin Bichescu din Baroul Cluj. Bine ați venit și mulțumesc că ați acceptat invitația, domnule Bichescu. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu în emisiunea dumneavoastră și să discutăm un pic despre comunicarea în actul de justiție. Perfect, abia aștept să aflăm mai multe despre cum putem să comunicăm mai eficient și în această situație. De început, aș vrea să ne spuneți, din punctul meu de vedere și din experiența pe care o aveți, care este sau ce rol are comunicarea în cadrul unui proces? Comunicarea este o componentă fundamentală a actului de justiție și nu se rezumă numai la cerurile scrise, pentru că avem de-a face într-un proces cu mai multe tipuri de proceduri. Odată procedura scrisă care presupune o anumită rigurozitate și anumit tipar care este prevăzut tipar sau dat de, inclusiv de lege, pe care justițiabilul trebuie să-l urmeze, deci nu orice cerere formulată și depusă la instanță poate să ducă la deschiderea unui proces, sunt anumite elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină acea comunicare, pornind de la nume, vă prenume, obiectul cererii, arătarea temerilor de trei, mijloace de probe, inclusiv semnătura. Tot o comunicare este și această procedură scrisă, prin care comunici practic instanția de judecată că ai o anumită problemă. Ai în voce un anumit drept sau un anumit interes legitim pe care susții că nu ți s-a respectat sau ți s-a încălcat. Și atunci investești instanța în procesele civile cu cele de chemare în judecată. Aceasta este practic prima comunicare pe care o faci tu instanția de judecată și pornind de la lecturarea acelei comunicări, ți se stabilește obiectul procesului, valoarea inclusiv a pretenției pe care tu o soliciți sau pe care o invoci și pornind de la acea comunicare, actul de justiție începe să se miște, să funcționeze, se mișcă rotițele, se înregistrează un număr de registrare, se, stabil, se face procedura prealabilă, până când se ajunge la fixarea unui termen de judecată, practic discutăm despre această comunicare scrisă în care instanța, la un moment dat, dacă sunt anumite lipsuri, solicită să ți le, să -ți le complinești, tot printr-o adresă scrisă, deci avem de a face cu o procedură de comunicare, atât a cererii cât și a anumitor observații ale instanței dacă sunt anumite chestiuni. De exemplu, nu, se, nu este semnată cererea și atunci îți cere să o completezi, să depui semnată sau nu ai depus suficiente nu, exemplare cererea și atunci acum îți cere să completezi aceste aspecte sau nu ai făcut anul indicat marturii sau nu ai indicat probele pe care ai să le să în administrarilor și atunci îți cere să le completezi. Practic avem de a face cu această comunicare care inițiază procesul civil, se declanșează procesul civil și până când se ajunge la acea comunicare din instanță, deci până când se ajunge la termenul de judecată, ai procedura scrisă care este tot o comunicare după care în procedura scrisă, în procedura orală, încep dezbaterile, la un moment dat probele, administrarea probelor, competența instanței, stabilirea ședințele de judecată propriu-zise, care se finalizează printr-o hotărâre scrisă, care se comunică tot despre comunicare, în părților, asta este sfârșitul litigiului. Cam sumar, aceasta ar fi o procedură propriu-zisă într-o instanță și într care practic vizează uh, aspectele care se succede la momentul depunerii cererii în instanță și până la momentul finalizării litigiului printr-o hotărâre judecătorească. Super. Și uh, să revenim la partea cu în momentul în care avem un client sau aveți un client. Uh, ne lovim în multe situații când vrem să comunicăm uh, cu un avocat și întâmpinăm dificultăți uh, și pe această parte. Cum se realizează din punctul meu de vedere această comunicare uh, între avocat și client și ce elemente ar trebui să conțină? În primul rând, comunicarea dintre avocat și client este supusă confidențialității. Asta este principala regulă care trebuie să o știe justițiabilul, că orice îi spui unui avocat, bineînțeles în limitele statutului profesiei sau în limitele legale, că nu poți să-i spui că, de exemplu, că vei, vrei să, vă doriți să o comiți o infracțiune, că atunci avocatul respectiv cumva are datoria să te denunțe, adică să spune că vrei, de exemplu, să faci un omor, nu poate să stea avocatul să spună, da, perfect, asta este și eu nu pot să fac nimic în această privință. Chiar sunt anumite situații în care este obligația avocatului să nu țină acest secret profesional, că se vorba de săvârșirea unei infracțiuni. Sau când se încearcă cumva să fie aduc, cooptat avocatul în săvârșirea unei infracțiuni. În rest, toate aspectele care privesc, aspecte sau faptele pe care le-a săvârșit clientul sau aspectele pe care vrea să le invoce, sunt supuse secretului profesional, că atare nu poate să fie cumva devalată această comunicare între client și avocat sub nicio formă, niciunui autorități, secretul profesional este de ordine publică. Vorbim despre un secret profesional legal, adică legal încredințat, în baza unui contract încheiat cu avocatul, pentru că nu discutăm despre comunicări în afară sferei profesionale acele comunicări în afara sferei profesionale sau în afara unui contract sunt semnate încheiat cu avocatul care să asigure confidențialitatea și caracterul legal al acelei și protejat al acelei comunicări, avem de a face cu o povestire. Adică, până la urmă, avocatul nu este legat de acele aspecte atât timp cât nu are un cadru legal în care să, să poată să acționeze. Și atunci comunicarea, sigur că între client și avocat, trebuie să aibă anumite repere foarte importante care după aceea sunt reveritabile principii. În primul rând, onestitatea, în condițiile în care se știe că după ce uh, se realizează acel contract între avocat și client, secretul profesional rămâne să fie valabil și este nelimitat în timp, adică are obligația avocatul să-l păstreze indiferent de durata de timp. Sunt obligații profesionale, plus statutul profesiei și, cum a spus, este de ordine publică. După aceea, sigur că există această reținere din partea clienților de a aborda un avocat, crezând că pot să-și rezolve foarte multe aspecte singuri și pot să facă și comunicările către instanță în formă scrisă sau orală, adică să susțină drepturile și interesele astea, lasă mă refer la comunicare, în, în, mod individual, fără să aibă nevoie de un avocat. Acum, asigur că vremurile pe care le trăim impun, impun cât, a, sau foarte multă prezență, o prezență calificată a persoanelor care ne ajută să facem anumite demersuri. Și, și avocatul face această prezență calificată pentru a îndruma justițiabilul prin actul de justiție sau prin procedurile judiciare, astfel încât să se ajungă la finalitatea pe care acesta și-o dorește. În primul rând să-și obțină rezultatul dorit, dacă este un rezultat legitim. Pe de altă parte să comunice mai bine cu instanța sau cu organul de urmărire penală sau cu, mă rog, în funcție de situație, dacă este o situație civilă sau este o situație de natură penală, cu organele judiciare. Această comunicare, practic aceasta este rolul avocatului în leznirea câteodată a comunicării dintre justițiabil și organul judiciar care analizează dosarul, speța și dă respectiva sau adoptă o anumită decizie. Decizie care produce efecte directe asupra justițiabilului sau asupra, mă rog, în general asupra justițiabilului sau asupra părții adverse. Depinde de la caz la caz. Da. Și uh, client-avocat, din, uh, din ce ați observat dumneavoastră, care ar fi lucru pe care ar putea clienții care vin la dumneavoastră și nu știu și ne ascultă acum ce-ar putea să îmbunătățească în momentul în care ei merg la un avocat. De-a lungul experienței profesionale am întâlnit uh, foarte multe tipologii de clienți. Clienți care merg la un avocat ca să obțină o anumită confirmare a ceea ce își doresc, este o anumită strategie pe care ei și-au pus-o în minte și care doresc să o aplice. Clienți care merg la avocat pentru a obține un sprijin necondiționat și clienți care merg la avocat pentru a primi îndrumările legale și asta, practic, cea mai mare categorie. ci cei care au de câștigat sunt cei care merg la avocat să ceară îndrumări legale. Nu cei care solicită sprijin necondiționat. În orice fel de demers. Adică, până la urmă, avocatul Care e este... diferența dintre cele două? Sunt anumite limite deontologice și legale. Nu poți ca avocat să sprijin clientul în orice fel de demers. De exemplu, dacă vrea să contacteze un martor, nu poți să contactezi martorul respectiv ca să influențezi declarațiile. Dacă, dacă clientul își cere acest lucru, trebuie să spui nu, nu poți să te pășești anumite limite și morală, dar și ilegale. Până la urmă, martorul trebuie să spună adevărul, nu neapărat o variantă a unei părți. Și sunt, au fost situații în care avocații au fost considerați mijlocitori. Mijlocitori pentru a-și rezolva clientul situația, nu neapărat prin căi legale. Și asta cu martorul este doar un exemplu. Dar au mai fost situații în care, din păcate, am avut și situații tragice. Țin minte de un coleg de la București care a sfârșit tragic că nu mai putut să subună, să facă față unor altor presiuni și până la urmă a fost o situație tragică în ceea ce îl privește. Sunt anumite limite pe care nu le putem depăși și cumva mai ales cei tineri sunt supuși acestor, acestor, presiuni din partea clienților să depășească, să facă orice ca să le rezolve lor problema. Se scape de o acuzație penală, să le câștige un anumit litigiu, să nu știu, orice, să obțină, de exemplu, la divorț toate bunurile din masa adunată în timpul căsătoriei, să obțină cu, cu, custodia copiilor sau un program de vizitare cât mai extins. Sunt anumite limite și presiunea e foarte mare, pe, în special pe avocații tineri, pentru că acolo există lipsa de experiență, poate să-și pună cuvântul. Și cumva suntem cruzi când intrăm în, în profesia asta. Nu avem experiența necesară ca să știm că un client abuzează sau simți, simți o presiune negativă asupra ta și să nu știi să-i faci față. Este câteodată greu să faci decelarea dintre presiune și dorința clientului de a-și obține un interes legitim. Da, așa este. Ca în orice domeniu de altfel, când ești crud la început și nu ai experiență și vin presiuni asupra ta și nu știi cum să rezolvi problema, da. Deci, dragi ascultători, fiți atenți când apelați la un avocat sau și la alte, la un medic sau în alte situații, să fiți mai blânzi un pic cu, cu ei, mai ales cei mai uh, la început. Uh, aș mai avea o întrebare. Care sunt uh, cele mai eficiente modalități de comunicare în raporturile cu instanța de judecată? Aici uh, sunt anumite elemente care până, până la urmă se raportează și la volumul de lucrări pe care instanța l are. Gândiți-vă că de-a lungul timpului actele și volumul dosarelor a crescut. Ceea ce înseamnă că dacă o hotărâre judecătorească, acum câțiva ani, 20 de ani să spunem, că am văzut și astfel de hotărâri, și poate și mai în spate, în timp avea undeva la 3-4 pagini, în momentul de față o încheiere de ședință, adică ceea ce s-a întâmplat în ședința respectivă, are undeva la 4-5 pagini, și o hotărâre are peste 7-8 pagini în mod uzual. Sunt și hotărâri judecătorești în cauzele penale, că sunt mai mulți inculpați, acolo discutăm de sute de, sute de pagini. Chiar astăzi citeam o hotărâre, avea 90 și ceva de pagini hotărârea judecătorească, am în minte că asta am citit-o, pregăteam într-un dosar. Deci, ca să poți comunica eficient în sistemul de justiție sau, mă rog, în fața instanței de judecată, singura șansă pe care o ai în acest moment, după părerea mea, să ai apărări sau prezentări scurte și concise, pentru că și termenul sau timpul este limitat. Sigur, dacă discutăm despre procedura scrisă, de exemplu, dacă ai de făcut cereri memoriile de pui la dosarul cauzei, nu știu în ce măsură la volumul de activitate al organelor judiciare și în special al instanțelor, care sunt și depopulate după valul de ieșiri din sistem pe care l-am avut în ultima perioadă, sau sistemul de justiție a avut un val destul de mare în ultimii doi ani de persoane care au plecat din sistem. Și atunci instanțele sunt multe, sunt subdimensionate. Păi în momentul în care faci un memoriu și are peste 20 de pagini sau 30 de pagini într -o, și îl prezinți unui instanță care, sau unui judecător care are de soluționat nu știu câte zeci de dosare într-o zi, nu va putea să-l citeze, nu va avea răbdare sau poate timpul necesar să-l poată parcurge. Și atunci, singura șansă pe care o are justițiabilul sau avocatul, indiferent mai aici, da, cred că până la urmă și justițiabilul este să aibă niște o comunicare să prezinte concis și cât mai sintetic cu putință anumite aspecte în actele pe care le depune la dosar. La fel este și situația în fața instanției de judecată în momentul în care te preziți la o înfățișare sau, de exemplu, ai de susținut un proces. Da? Și acolo timpul este limitat. În momentul de față, o chestie bună pe care, sigur, s-a ajuns pentru o întâmplare la această situație, procesele și cauzele cele mai multe trebuie sunt stabilite pe anumite ore. Nu mai este cum era mai de mult că mergeai la 8 dimineața și terminai când se terminau cauzele. Acum fiecare cauză are un ore. un interval orar. Nu neapărat că se ia la ora fixă. De exemplu, intervalele orare de la, 8 la 9, de la, 9 la 10, pardon, că de la 8 că cam așa intră instanța, de la 9 la 10, 10 la 11, cam intervale de o oră, o oră jumate, acele intervale sunt grupate mai multe dosare. Ceea ce înseamnă că în intervalul la orar, undeva cauza ta poate să dureze mai mult dacă sunt și audieri sau mai puțin. Ai un timp limitat și în fața judecătorului și ca să-l poți atrage, să-l capacitezi în asupra ceea ce spui, trebuie să fii în exprimare foarte concis și cumva coerent, chiar dacă sunt emoții foarte mari și avocații au emoții în fața judecătorului de anumite justițiabilul care ajunge acolo, poate pentru prima dată într-o sală în care oamenii sunt îmbrăcați cam în negru, adică poartă robe <laughs> în afară de grifer care există gri judecător, are robă neagră, stă acolo deasupra cumva pe un pedestal, pe podium și uh, ceilalți stau la nivel de masă, adică la nivel de parchet, cum a spune, la nivel de podea, solemnitatea este una cu care poate nu te-ai mai întâlnit, adică trebuie să când te adresezi instanței, trebuie să, te, să stai în picioare, să vorbești cumva civilizat, să ai și o ținută că poți fi îndepărtat din sală, nu poți să ajungi în distanță am văzut că nu poți să mergi în orice fel de ținută, de exemplu ai venit de la plajă și te duci în instanță, nu poți pentru că actul de justiție este un act solemn și atunci se insistă asupra acestor lucruri și e bine că se insistă asupra acestor lucruri pentru că altfel ar fi o adunare într-o sală și care s-ar termina această adunare cu o hârtie cu, și cu o ștampilă pe asta cu o semnătură și asta ar fi tot. Practic, de justiție este un act solemn și cumva uh, există această solemnitate, naște și o temere și o temere și o emoție foarte puternică. Și atunci asta, revenind la ceea ce spuneam anterior, dacă ai 10 minute acolo în care trebuie să expui, să-ți expui uh, dorința, mă rog, solicitarea și să-i prezinți uh, judecătorului, de exemplu, ceea ce solicită sau apărarea, trebuie să fii foarte concis. Nu, poți, nu ai timpul necesar și coerent. Nu ai timpul necesar, sigur că ești privit și cu îngăduință. De regulă, instanțele privesc lucrurile acestea cu îngăduință. Da, adică să comunici eficient da. la subiect. La subiect, asta este de da. fapt. Cât mai la subiect. Cât mai. Și să nu încerci să repeți ceea ce ai toți pus prin actele, sau, mă rog, să faci o prezentare sintetică dacă ai depus și acte în scris acolo, a ceea ce ai depus în scris pare să faci o susținere, nu să reiei tot ceea ce ai spus la dosar sau ce acte, mă rog, în cele pe care le-ai formulat, să le reiei din nou pentru că... Un rezumat. Un practic. rezumat, da. un rezumat foarte sucint. Da. da. Uh, sunt situații în care de exemplu nu ar trebui să apelăm la un avocat sau să mergem în instanță cu ceva? Uh, eu spun că da. Vă spun și situațiile care am întâlnit eu personal. Uh, când persoanele au fost... Uh, au primit citații este pentru a fi audiați în calitate de martori. Deci când au primit citații pentru a fi audiați în calitate de martori, cu excepția unor situații în care exista mai de mult o practică. Acum, în, în domeniul penal există posibilitatea ca și martorul să meargă cu avocatul la audiere. De ce? Pentru că sunt unele persoane care erau citate în calitate de martori, dar de la bun început ei erau considerați aproape suspecți în sensul că această audiere de martori era o chestie formală, cumva ca să vedem ce știi, cum știi, dacă să ne facem o convingere o să devii suspect sau nu, vedem noi mai încolo. Și atunci, pentru că au fost astfel de practici și cumva acuzația în materie penală, cum spunea, spune Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se conturează în momentul în care sunt indicii, în care organul judiciar are indicii că tu ai să ai o suspiciune, că tu ai să o anumită infracțiune. Nu neapărat când ajungi să fii suspect. Adică impus sub o anumită suspiciune sau o acuzație oficială. Și atunci, martorul are dreptul să meargă alături de avocat să participe la această audiere, pentru că prezența avocatului, cumva, având rolul de a sfătui martorul sau de a fi atent ca martorul să nu se autoincrimineze, să nu fie cumva constrâns să declare ceva ce ar putea fi folosit după aceea împotriva lui, dar în rest, când ești chemat ca martor într-o procedură în sensul că ai fost prezent la fața locului, vă dau un simplu, un simplu exemplu. Un accident de circulație. Erai coloana de mașini, și în fața ta s-a produs un eveniment rutier. Nu ai de ce să mergi la audirea respectivă alături de un avocat ca să spui tu că ai văzut sau că n-ai perceput sau că, mă rog, ce știi tu despre respectiv eveniment. Deci doar în situații de genul acesta? Eu așa am întâlnit, deci am recomandat că, adică au venit persoane la mine care mi-au spus că am fost implicat într-un martor citat sau că am fost citat la nu știu ce unitate de poliție, că am, fost, am participat sau eram în coloana de autovehicule și am spus, nu cred că aveți nevoie de avocat pentru că acolo mergeți și spuneți ce ați văzut. O martură având obligația să spun adevărul. Nu, nu erau fapte care îl priveau pe el personal. De ce să fie prezent apărător? Da, da, Și sunt situații în care, de exemplu, ar avea, poate ați întâlnit, ar avea nevoie de un avocat și care ar fi situațiile alea în care uh, sunt oameni au nevoie de avocat și totuși nu apelează la un avocat? Foarte multe situații. Uh, chiar uh, am întâlnit relativ recent o speță de genul ăsta oamenii crezând că vor fi apărați indiferent de judecători. Ei au crezut că dacă merg la instanță, judecătorul are obligația să-i apere pe cei, de exemplu, care sunt păgubiți într-o anumită situație. Dar judecătorul nu are obligația aceasta, judecătorul trebuie să aplice legea. Chiar dacă poate empatizează cu o anumită situație, poate legea nu îi dă posibilitatea să pronunțe altfel de hotărâre și va pronunța o hotărâre sau ar trebui să pronunțe o hotărâre bazată numai pe lege, nu neapărat pe chestiunile pe care le apreciază personal. Sau să-i să facă, de exemplu, apărarea unei părți. Nu poate să facă asta. Judecătorul nu poate să facă apărarea. De multe ori se pierd niște proceduri pe lipsă de apărare sau pe lipsă, în special pe lipsa unei apărări profesionale. Nu știu să fac o anumită cerere. Fac o anumită cerere care este vădit inadmisibilă. Nu poate să fie admisă. Și părțile au impresia că. Da, ar fi trebuit să-i fi ajutat cineva, să-i ajute cineva. Că asta după ce au pierdut? Asta după ce au pierdut, da. Deci aici, e... aici apare o chestiune: că uh, normele juridice sunt foarte multe, uh, sau cele de procedură sunt norme tehnice. Câteodată poți să pierzi cu uh, dreptatea în mână, pentru că n-ai știu ce fel de cereri să faci, sau nu le-ai făcut în mod corespunzător. Tot o comunicare, tot despre comunicare discutăm aici, ce ai comunicat instanței, cum ai comunicat, forma pe, în care ai comunicat. Și atunci, cumva, chiar dacă tu ai dreptate pe fond, că, să spun, dreptul tău a fost afectat, nu vei putea uh, primi din partea statului restabilirea situației sau recunoașterea dreptului sau apărarea dreptului, pentru că acea comunicare pe care ai avut-o tu nu a, a fost una improprie. Și chiar dacă, pe fond, analizând situația, ți s-ar putea, da, din punct de vedere moral, dreptate, din punct de vedere judiciar, nu ai primit pentru că ai avut o comunicare improprie, în sensul că nu ți-ai făcut apărările corespunzător, ce ai depus, cele pe care le-ai formulat, n-au fost complet formulate, n-au fost formulate complet potrivit legii, în sensul că sunt niște norme, toate chestiunile astea, de exemplu, în codul de procedură civilă. Este normă specială în care spune un articol de lege în care spune ce trebuie să conțină o cerere de chemare în judecată. La fel în codul de procedură penală. Avem dispoziții concrete în care se, precizează ce trebuie să conțină o plângere penală. Deci această comunicare cumva este o comunicare în materie judiciară, este o comunicare ordonată. Dacă vrei să obții ceva sau să, mă rog, să ajungi la o tragere la răspundere penală sau la câștigarea unui proces, trebuie să ești obligat să urmești, urmezi această cale, adică cea indicată de lege. Nu hmm. poți să faci altfel de altfel de comunicare. Am întâlnit și situații în care oamenii făceau tot felul de expuneri, din ăsta, mai mult literatură, decât când n-avea nicio relevanță cu ceea ce se judeca acolo și care finalitatea a fost zero. Asta era, de fapt, povestea, că până la urmă era finalitatea zero. Și au venit până la urmă tot la un avocat, au apelat. C Câteodată nu mai poți să faci nimic după ce o otererea este definitivă sau dacă sunt anumite anumite etape și uh, Termene, termene, adică termenele acestea sunt foarte importante. De exemplu, în primă instanță, zic într-o cauză penală, când îți formulezi constituirea de parte civile, când îți faci prezinți pretențiile pe care le-ai, nu poți să te întorci după aceea în apel să spui că de fapt n-ai vrut să spui așa ceva. Deci, da. cumva merge înainte. Ai pierdut în un anumit moment, te duci cu ce ai pierdut înainte. Nu mai poți să întorci procedurile. Asta vreau să spun. Că e foarte greu să mai întorci procedurile și de aceea comunicarea trebuie să fie raportată la fiecare element, la fiecare etapă, și să fie completă și concisă. Până la urmă, de și, bineînțeles, fundamentată pe lege. Aici asta e diferența între procedurile judiciare și alte de. Uh, cum să vă spun, situații. Că în da. alt tip de situații poți să-ți faci un argument și poți să-ți prezinți anumite argumente sau să susții anumite idei. Aici, până la urmă, tot la lege ajungi. Nu se poate altfel. Nu... Sau la echitate. Când une situații, de exemplu, un chestiune de drept civil, unde nu există prevedere legală, te duci la echitate. Da. În concluzie, e important să apelăm la un profesionist, un avocat care știe ce face și cunoaște și legea, chiar dacă probabil sunt persoane care știu destul de, de bine să facă o cerere sau să, să scrie, însă, cum ați spus, diferența o face de fapt oricât de bine ai scris-o tu, dacă legea nu se aplică, tot ai pierdut și nu mai putem să ne întoarcem ulterior să spunem că de fapt nu așa am vrut să spun. Deci, dragi ascultători, apelați întotdeauna la, la un specialist în aceste situații că o să aveți mai mult de câștigat, chiar dacă la început vi se pare mai costisitor. Până, până una alta, dacă, de exemplu, ascultătorii ar vrea să vă contacteze, unde v ar putea găsi? Acum, e orice avocat înscris într-o formă profesională poate să fie identificat, pentru că noi avem, inclusiv pe paginile barourilor din țară, avem acolo datele de contact, dar poate să fie contactat în general cumva orice fel de avocat, așa se poate fi contactat, că mai de mult vreau să spun că era la Tribunalul Cluj, știu că pe holul instanțelor, un tablou cu numele tuturor avocaților. Acum nu mai sunt, suntem foarte mulți, cred că cel mai bine ar fi să-și caute un avocat, să caute despre un avocat cam ce activități face, să caute și poate și referințe despre el și cumva să încearcă să-l și vadă. Și să vadă dacă ceea ce cumva trebuie să existe și o chimie așa între avocat și client cumva să fie uh, axat pe aceeași linii directoare. Sigur că avocatul întotdeauna trebuie să prezinte legea, nu poate să-i prezinte clientului ceea ce vrea el să audă. Dar pe de altă parte este o muncă în echipă de foarte multor și cumva să-și să aleagă avocatul pe care îl consideră că ar putea să facă parte din echipa pe care și-o dorește, că despre asta e vorba. Da, frumos spus. Mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Aici se încheie misiunea de astăzi, nuanțele comunicării. Îți mulțumesc și ție, drag ascultătorule, că ai ales să fii astăzi aici cu noi în dezvoltarea noastră de a descoperi această varietate în comunicare. Te aștept cu mare drag și săptămâna viitoare.